Am cumpărat un safe de 300 de kg de la un amanet pentru că e blocat și nu-l mai pot deschide și nu avem nicio idee ce se află înăuntru. Așa că astăzi avem un challenge pentru Dorian și Gami. Cine reușește să spargă safe-ul poate să păstreze tot ce se află înăuntru. Scrieți acum în comentarii cine credeți că se reușească să-l deschidă. Ideea e că noi nu știm ce se află înăuntru și trebuie să rămâneți până la sfârșit ca să aflați ce este acolo. Hai să începem. Da. Acolo tot asta, mă, nu cred. Oh, mă, nebunule, eu voiam să întreb și eu asta, mă. Deci pe bune are ceva în el, mă? Da, dar nu știm ce. Pe bune are ceva în el? Dar nu știm ce. Eu am crezut că el e închis, gol și atât. Nu, l-a cumpărat de la un amanet. Băieților le cerea undeva la 25 de milioane să-l desfacă și au zis, bă, nu merită, hai să-l vinde. Și l-am cumpărat eu. Puteți să vă sărăm tot ce e înăuntru. Ok, mamă. Cine reușește, el al păstrează. Mamă, mă, sunt atât. Hai, nebunule, am crezut că trebuie doar să-l deschidem, like. Challenge vrăjeală? Nu, ești wow. Cu premiu. Dar nu știm ce premiu e. Wow. Și fiți atenți, băieți, cu cât trece timpul, cu atât uneltele o să facă din ce în ce mai mari și o să poată să deschidă mai ușor. Așa că la început Gami are doar acest ciocanel. Hai să dăm cu asta, știu. Eu aș încerca să ghicesc codul în locul tău, dar nu mai merge să faci niciun cod acolo. Niciodată. Au! Bă, nu spune, are loc pe acolo. Aoleu, fii atent. Eu nu sunt chitros și sunt dispus să fac parte cu tine, Jonuțule. Dar numai hai să-l deschidem, că pentru mine ăsta e challenge-ul. Am rupt pânza aia înainte să... Pânza s-a rupt când am făcut thumbnail-ul, băieți. Nu folosi pluralul, că trebuie să ne asumăm de asta, da, băieți mari. Eu am rupt-o. Zbâr, efectiv, a avut o mișcare, se numește mișcarea Shelly. Deci când descolăcea cablul de pe flex, a fost ceva de genul... Da? Și după aceea când am ridicat am găsit asta așa. Întrebare. Nu. Era să zic, scrieți la comentarii. Cum, mă, n-avem să facem așa ce ești nebun la cap că murim. Mai am eu un flex în garaj. Permite-mi. Dă-i la ciocan, dă-i la ciocan ca tot ciranga. Dă-i la ciocan ca tot. Noi dăm aici încetișor așa. Opa. Dar cred că poți să scrii ea. Ia, cred că poți să nimerești ăla. Nu, nicio șansă, vere. Săptămâna viitoare o să fie deschis, vă asigur. Uite și tu, cade metalul de pe ciocanul ăsta, fraților, ca să înțelegeți situația, da? Deci, ce mai avem? Oh! Avem aici safe-ul de la clipul precedent, care puteți să vedeți și voi că era mult mai mic, adică îl țin eu în mână. Păi da, mă, da, așa e challenge-ul corect. E asta fiecare cu safe-ul pentru măsura lui. Eu am safe-ul ăsta mic, Dorian cu safe-ul mare. Cum, mă? Vedeți, ne beam în două și facem jumătate, ești nebun la cap. Deci 300 de kilograme, 4 oameni l-au mutat. Bă, se mișcă puțin. Nu prea. Ia uite cum mi-am dat să zacă. Stai așa că acum mai facem o mișcare de aia de la Half-Life. Un second de mișcare, nu? Vrei să-l întoarcem? Să dai așa? Dar oricum cred că ar fi mult mai bun de lucrat pe în sus. Opa! Să gândăm înapoi. Nu, hai cu cuptam. Facem după aia. Mai ușor acum. Facem după aia pe. Aoleo, Dorian, asta e artileria grea. Deja avem aici, Dorian este la nivelul 2. Da, frate, păi de acum tu știi are că... de la cu diamant. Ia uite, băiatul meu, am scos de aici CD-ROM-ul. Adamantium. CD-ul, pardon, nu CD-ROM-ul. Ia uite, Jonule, sunt de inox astea, de nebunia lui Salomion. Nu, mie mi-e un pic frig așa. Bă, direct în safe, bă, jat. Ia uite, bă, asta e de-al serios, nu ce aveam eu. Bine, aveți așa puțin o priveliște de ce o se întâmplă puțin mai încolo în videoclip, așa că dați acum un like, să strângem foarte multe like-uri la episodul ăsta, pentru că ne-am chinuit foarte mult să-l facem. Dar până să ajungem la nivelul ăla, Dorian are aici flex. Noroc că mi-am amintit, mă, între timp cum se face, că altfel vă dați seama, ferească Dumnezeu ce pățeam. Dar uite că mi s-au deblocat mâinile ușor așa. Acum mi-am amintit că trebuie să-i pun mai întâi asta, apărătoarea, așa cum vă spuneam. 2 hours later, revenim. Wow, e frică un pic. Wow, yo! Jonuțule, eu mă cumințesc aici. Sunt un copil nebun, dar mă cumințesc. Mare atenție, voi copii, nu vă jucați cu chestiile astea acasă, că nu e de joacă. Domnule Zbâr, alt major, vaccinat, tot ce trebuie. Luăm de aici. Te rog frumos. Ce că o luăm de aici? Mai devreme știți ce spuneam? Deci fiți atenți ca să înțelegeți cum a fost treaba.
Zice, dar oare nu mai putem, așa fac și eu pe șantier, să tăiem, persoana întâi plural, nu putem să tăiem oare și aici? Și eu zic, ia bă frate, taie tu dacă vrei. Și zic, dar stai să ți-l dau eu pe filmare ca să se înțeleagă. Și eu îi l-am dat și el, zic, și-l scoatem de aici, opa, l-a scos din priză și gata. Am tăiat cu toții banamaua, după cum vedeți, geluțule. Deci reușita mea este în felul următor. Am scos asta, Gami a spart cronometrul la vorba vine ce era acolo, ceasul la digital analog, hăț-hăț. Și de aici nu mai ține de noi. Plus că domnul cu buldozerul mi-a spus așa, eu chiar am luat-o personal. I-am zis, zic, reușim să spargem ăsta? Sunt oamenii noștri dragi de aici, din Domnești, care sunt alături de noi la orice oră. Este sâmbătă la 4 și noi spargem un țeiv cu buldozerul, mă, atât creier avem, da? Mi-a zis, în câte secunde? Adică, ca și cum că cu buldozerul ăla în câteva secunde sparge țeiv. Și am zis, bine maestre, asumă-ți ce ai zis și te vedem când ajungem la momentul Heimlich. Acum încă mai încercăm cu din astea românești. Ce ai făcut? Băi, am încercat să bag ăsta aici, să vedem ce se întâmplă. Da, balamale nu le mai tăia, nu? Nu, că le scot dacă mă chinui. Ia dă-mă să mai dau și eu în el. Hai mă să te vedem, Gabi. Oricum, inițial... Ce balamaua vrei, nu? Da, da, asta e scoasă, asta e scoasă. Am scos-o până am cumpărat. Da. Așa, și asta cum îți imaginezi că are și... Bă, nu știu. Dăm așa ca românii, vedeți ce se întâmplă? Da, da, eu, uite, da. Eu pot să-ți propun ceva. Poți să-i dai de aici, uite, vezi cum o scoate, ai văzut? Dacă îi dai de aici, sare asta în mod normal. Dă-i aici, tare, dacă chiar vrei tu să dai. Dar eu zic că trebuie buldozer, e caz de buldozer. Ce să-i dau? Bă, se mișcă! Opa! Eu să-ți dai și încredere, crezi că se mișcă, știi? Bă, bune, nu, uite, aproape și! Dă-i! Cred că dacă mi-ai dat de 200 de ori, ăla e. Da, până miercuri iese. Ia, dai mă de azi, sâmbătă, perfect. Doar să știi ce te rog să nu bați de la 12 la 8 dimineața. În rest poți să faci ce. Bă, dar ce se mișcă? De la Arana. Uite, poverile ne arată în cate așa. Dar vezi că se mișcă tot. Plonță-ne ușa, ești nebun? Plonță-ne ușa, nu cred. Dă-i mă, dă-i mă, a venit forța. Power! Dă-i! Power! Power! Bă, nu știu, cred că... N-am o problemă, mă. Am găsit lichide. Pentru mine, mândria e să-l deschidem. Deci, eu nu cred că... Ce înseamnă, bă? Superman! Bă, vreți să vă spun un lucru? De asta Gami are atâta noroc, mă, în viață, înțelegeți? Pentru că el stă, pac, vine cu poziția aia lui și strântește că tot din asta. După ce dai cabou 20 de ore cu ăla în el, pac, ca în filmele americane. Dar și dacă iese acum ușa? Nu iese. Cum ar fi, bă? Trage-o de balama. Ia, dacă așa ar fi ieșit ușa în momentul ăsta, mă scandalizam efectiv pe premiu. Dar îmi place ceva totuși. Nu, tu. Hai, din cam ușa, vezi, bă. Ia niște spații, că ăsta nu-i sănătos. Dar trebuie să și nimerești. Nu, eu zic că e caz de buldoză. Bă, stai, că am o idee mai bună, e caz de buldoză. Ia, stai. Măi, eu zic că iese ușa. Tati, n-ai cum că are marginile mai mari decât marginile intrării. Se-ntoaie oasele, ești nebun. Și acum se rupe asta. Wow! Wow, era să-i dau una la picior. Un fel de finish him. Finish him! Știi ce nașpa? Că are... Partea asta e tăiată, gen. Nu poți. Dacă ar fi fost invers, să poți să-i dai șoc. Șoc în motor mi-a dat să moară cea seara dacă nu mi s-a blocat creierul. Am încercat. Șoc în motor, nimic. Caz de buldozer. Bine. Vrei să te ajutăm să mutăm cu buldo mașina dacă te încurcă la cadru? Bă, am parcat-o cam departe de garție. Îmi zici dacă e. Ia cam ușor, vrei să te vin? Da, în cazul ăla luați cu topul în vârf. Cred că trebuie să-l ajutăm, mă, nu ce stai, punem noi. 300 de kg și uite cum le ține! Haideți, băi! Uite cum îmi spate, nu-mi vine să-mi vină așa ceva! Oasă! Dacă le-i ține după aia,
ăștia la cuvânt. Mamă! Dar nu pățărușul meu, nu pățărușul meu! Mă! Emil ne-a zis că dacă dă cu dinții în el, e gata. Dai, mă! Mamă, dar ce să... Mamă! What the fuck? Noi am văzut, el a zis că în câte secunde, că se gândea că îi dă cu dinții și l-a leșinat. Bă, vă dați seama câte tone sunt acolo de forță? Eu zic că nu. Eu zic că nu. Eu zic că da. Bă, unde să faci, fratele meu? E în doi drău acum. Voi vă dați seama că noi încercam cu o rangă și... și cu flex, voi vă dați seama că se zguduie excavatorul, bă, ai văzut? Că sărea din țățânii aia, uite-te! Uite-te ce acum s-a mișcat excavatorul, mă, ești nebun la cap? Da? Câte tone și... are? Ce? Tone jumate. Și cu ce lovitură are de e, cu ce acuma? Lovitură? Nu mă, ai... O, dai în fizici aici. Dă cu forță, uite ce a făcut, ești nebun la cap, dar nu... Eu acum cred că dacă îi mai dăm... Nu știu, nu cred. Dar eu sunt curios ce e înăuntru. Și eu! Deci, eu nu mai pot, eu mor de curiositate de ce e înăuntru. N-ai nici... Ce? Aoleu, ce face? Ce face? Ce face? Băi, zici că e fil cu supereroi să mor. Emil a luat-o personal, uite de la el, frate. Asta e pentru băiatul lui, dacă îl sparge, e forță. Da. Wow! Iese fum, uite cum este fum. Dar ce dracu are în el? De la scântei. Aoleu, dar ce are în el oare? Stai fabulos. Puțin. Fabulos. Dar stai, oare ce e are în el? Fabulos, uite cum arată balamaua asta și tonul se deschide. Bă, încercăm una de aia de rugami, mă? Dar nu, n-ai ce să faci, nu mai. Uite și tu că dăm de jumătate de oră. Uite în ce hal s-a făcut fierul ăsta aici, nebun. Și uite cum e cald. Și încă iese. Iese fum din el. Dar ce avea înăuntru de iese fum? Și dacă e fum, cu atât mai stupid că stăm lângă el, care retardați și ne întrebăm. Crezi că e fum? Păi da, dacă fumie, nu cred că o să ne afecteze prea tare. Stai, asta cred că e cea mai rezistentă parte din el. Picture this, aia se deschide ușa aia, da? Ceea ce înseamnă că este ținută doar în două locuri. Înțelegi ce spun, da? Niște bala male. Ce vei iar distracția? Nu mă, n-are ce să-i fac. S-a luat după tine, dar nu. Zica-mi, îl spargem, îl dovedim sau? Bă, scatorul, bă! Dar ai un țăruș. Bine, s-a peșit cu tiu. Bă, l-a făcut acordeon. Cred că și Emil s-a enervat deja. Opa! Uite cât beton are acolo, what the fuck? Dar se deschide. Da, oare ce-i înăuntru?
așa, what the fuck? Acum nu mai poți să scoți. Acum cred că ne trebuie. Nu, acum cred că ne trebuie ranga, da. Nu pot să cred. Mamă, dar văd ce? Nu, că mai bagă Emil o dată mă cupa aici. Da. Și tragi. Așa lucrează tata, mamă, la Domnești. Bă, uitați-vă la ușă, bă. Extraordinar cât de grea e. Și plină cu beton. Bă, uitați-vă la ușă cu beton armat. Cum arată țărușii ăștia care, îți dai seama că ăștia se deschideau toți când făceai clânc, clânc, clânc? Da, 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 bam! Ei, păi nu e, frate, ăsta e. Ai simțit-o, da? Un bitcoin pe el, cine știe, ai hard ăsta sau ce? Uite, frate, are două fire aici, a? Așa. Ăsta e, frate, frate, ăsta e, uite. Da, mă, aici erau bitcoini, cred. Ăsta e aici, ăsta e chipul. Chipul. Îi dăm un excavatorul ăsta. Îl punem aici să țintească Emilu. Bă, dar nu pot să cred. E cineva acolo? Păi, feteți. Bă, cât fier e aici. Și cât beton. Tip. Poți să-ți imaginezi și oamenii că na. Da, uite că a mers, bă. Vă dați seama că ăsta putea să fie un film întreg dacă aici erau niște diamante. Bă, dar ziceți că dacă erau diamante mai puneam vlogul ăsta pe YouTube. El a cumpărat, are bon pe el. Are bon pe el. Nu mai contează, știe lumea, nu știe lumea. Ce cum? Păi da, hai să dăm ăsta afară, că nu, poate, nu arătăm, poate. Nu arătăm care sunt. Și oricum, stai tu liniștit. Că dacă lumea știa că dispar diamante de nu știu câte milioane, știau cum arată seiful ăsta în milimetru în milimetru și unde e. Vezi că e la Domnești, la băul ăla, în fața casei. Ești nebun. Pic. E, nu poți să știi. Opa, auleu, auleu. Mamă! Ăsta da, ești curat. Ăsta da. Zici că e holșurub, da. Mamă, nu, eu am mai văzut și antier, dar se folosește la lucruri serioase, zic că. Bă, eu zic că e nimic. Deci vreau să vă spun eu, a spus clar că nu e fum, frate, era praf, pentru că noi spărsesem betonul din ușă. Da. Deci ușa avea beton, fier armat cu ăsta beton armat cu fier, cât degetul, frate, ca la casă, ești nebun. Hei, uite acolo. Că e medalion. Nimic, ceau. Îți dai seama, sărac om, dacă dădea 25 milioane să-l spargă și nu vedea nimic? Eu sunt șocat de această muzică. Tata, viitoare luăm un save de la The Bank. Acum logo ăsta, băieți, sper că v-a plăcut, n-am găsit nimic, din păcate. Silviu s-a abonat după ultimul meu video și a câștigat 100 de lei. Dacă nu ești încă abonat, apasă acum pe subscribe, pentru că săptămâna viitoare voi da alți 100 de lei cuiva care se abonează în următoarele 7 zile. Iar când ajungem la 1 milion de abonați, voi mări premiul la 1000 de lei. Și dacă ești deja abonat, folosește telefonul de la un prieten, frate sau părinte și abonează-te de acolo și s-ar putea să câștige ei 100 de lei.